Hei, salutare fraților, eu sunt Alex Simian și astăzi revin cu un nou episod în... Ce credeți voi că este asta? Eurobus Simulator, oare? Nu, frate, este Euro Truck Simulator cu un nou mod pe single player, bineînțeles. Se numește Setra Mode, este un mod cu unde poți conduce un autobuz. E super șmecher, super tare, arată bine. Hai să vedem cum se conduce, hai să vedem și cum e în interior. Ai o grămadă de opțiuni pe care îl poți customiza, poți să faci culori diferite și toate nebuniile. Oricum e super tare și o să vedeți exact. Bineînțeles și astăzi o să folosim și head tracking-ul ca să vedeți că totul e bine și merge exact cum am spus în video anterior. O să-l aveți undeva aici pe sus, undeva. Ok, haideți să-i dăm drumul să-l vedeți puțin așa din părți. Arată bine, zic eu. Da, ia uite din spate, frumos, cu roșii, pac, frumos, frumos. Da, hai să dăm din interior. Încă vă spun de pe acum că încă tot nu m-am obișnuit cu head tracking-ul ăsta, dar e super tare. Așa că, hai să pornim, zic. În interior, din păcate, nu putem să vedem mare lucru, decât trebuie să ne uităm puțin așa mai ciudat. Așa, pornim. Avem frâna de staționare și bun, îi dăm drumul, băieți. Nu uitați, dacă sunteți noi pe canal, subscribe, rupeți butonul acolo de subscribe, like și bineînțeles share, băieți. Mulțumesc frumos, ia să ne uităm aici, vine ceva, nu putem să ne uităm mai mult decât atât. N-are nimica. Ok. Hai să dăm și puțin mai tare. Da, am amețitor cu head tracking-ul, dar o să ne obișnim. Se conduce lin, frumos, n-ai niciun stres. Ca și variantă la modul ăsta, ai și o nouă motorizare, am văzut acolo nouă și multe customizări, după cum am spus. O să vă pun și linkul în descriere de unde puteți downloada și voi modurile astea pentru Euro Truck Simulator pe single player. Și nu uitați să vă uitați și pe clipul acela unde vă arăt gratis cum să faceți head tracking în acest joc și precum și în alte jocuri racing. Pentru a vă spori senzația de realism, practic. Despre asta e vorba în simulatoarele astea, să fie cât mai real. Noi cam reușim să facem chestia asta aici. Să o lăsăm și un puțin mai ușor ca să ne bucurăm așa puțin de peisaj. Mamă, ce frumos e pe aici. Ia. Zac, ia uitați-mă, băieți, și acolo jos. Super tare, nu? Ah, hai să nu intru și nici în parapeți. Dacă vi se pare că mă uit ciudat în facecam, este pentru că am configurat prost camera de sus cu head tracker-ul, dar nu e problemă. Prindeți voi ideea despre ce este vorba. Hop, ce avem noi aici? Mamă, să nu-mi spui că avem accident, bă, băieți, bă. Oare am eu loc aici frumos pe lângă ăștia? Ia să facem noi de asta frumos așa. Ce ai făcut, mă, frate? Ai intrat cu mașina în parapet. Bă, pe e posibil, mă, frățiori. Hai să vedem și de afară. Vezi, la limită, să moară Franța, dacă nu e la limită. Polis. Așa. În oglinda aia nu prea vezi nimic. Asta vă spun de fapt cum am. Așa. Și bineînțeles că dăm drumul la drum. Hai să vedem ce poate să facă tirul ăsta. Tirul. Autobuzul. Hai să vedem cât putem să-i dăm. Mamă, ce peisaj frumos ale prin Scandinavia. O să postez mai multe episoade din această serie cu Euro Truck, cu modurile din Euro Truck. Și
voi o să vă alegeți care o să vă placă mai mult și pe acelea le veți folosi, pentru că e chiar ușor de instalat modul în Euro Truck Simulator și dacă tot ai chef să joci cu altceva în afară de camioane, e bine să le încerci, frate, că n-ai nimic de pierdut. Mamă, ce peisaj. Bă, n-a stricat o grafică mai bună în jocul ăsta și ar fi totul perfect. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Un mod frumos de a încheia acest videoclip. Bă, băieți, cam asta a fost. Hai să dăm de afară să vedeți și voi care e treaba. Să vedeți cum, cum am blocat eu aici un trafic întreg. Cam asta e treaba cu Europass Simulator. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să dați și pe un share și bineînțeles să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și bineînțeles să spuneți ce moduri mai vreți să băgăm, cu ce moduri vreți să mai facem clipuri. Dați-mă numai claxona. Eu sunt Alex Simian, mulțumesc mult, băieți.